Jaja, Bajola, Baba! Salutare sucevenilor! Pe Bucovina TV, la Viața în Suceava, Steve sunt alături de voi într-o zi în care vrem să vorbim și trebuie să vorbim despre Moș Nicolae. Cine este? De unde a apărut? De ce este mai cunoscut totuși Moș Crăciun decât Moș Nicolae? Și cam la ce se așteaptă suceveanul să primească în ghetuțe cu această ocazie? Sfântul Nicolae este un mare preot care a fost cel mai mare dintre toți preoții. Sfântul Nicolae, cel mai credincios și a fost ales peste tot preoții. Sfântul Nicolae este un sfânt care aduce la copii daruri și care este dătător de sănătate și ce să vă mai spun? Moșul care aduce daruri la copii. Cine e Sfântul Nicolae? Păi un sfânt, un călugăr sfânt care a trăit prin pustii, prin eu știu pe unde, după câte am auzit eu. Prin credință, prin toată credința lui și un om, ca să vă spun așa, un om bun, un om care a ținut cu oamenii, cu cei săraci, o ajutat pe cei săraci. Că o veni mai repede la Suceava? Da, o veni mai repede la Suceava, să știți, așa este. Nu, fără fotografii, vă rog, vorbesc numai. Nu știu, cred că prin ajutorul dat copiilor, nu? De asta este și... Prin bunătatea lui. Prin minunile lui care le-a făcut, prin... Moș Crăciun, că e așa, s-a lansat din... Eu, sincer să fiu și eu, Moș Crăciun, noi... Așa cred că a fost obiceiul sau o moștenie din moș, strămoș. Dar din Moș Nicolae, parcă mai mult cred, parcă așa, mai mult în Moș Nicolae. Că îl știu că îl citesc acatistul Sfântului Nicolae și îi citesc și știu și faptele. Nu este mai cunoscut, cred că este mai cunoscut decât toată lumea și parcă sunt cadourile mai voluminoase, nu? Consistente, da. Mai consistente, da. Zici că e mai bogat, aduce mai multe daruri la copii. Moș Crăciun se ține din nașterea lui Iisus Hristos. Moș Nicolae e altul și Crăciunul e altul. Să vii pace, liniște și să avem și mânca și să fii sănătate. Nu mai aștept nimic. Nu mai aștept nimic. Așteptările mele au fost dezamăgite. Ce așteaptă toată lumea, nu mai bine, nu? Și un băț, nu? Pentru cei care ne... Bani. De ce? Trebuie niște bani. Bani. Nu neapărat bani, nu. Fericire să fii, sănătate. Ce să așteptăm decât bine, sănătate și fericire la toată lumea? Eu, da. Am o nepoțică care țin cu ea 2 ani jumătate și așa ni de dragă. Se duc la servici, azi-s liberi acasă și acum am plecat un pic să văd trenul, că n-am văzut trenul. Că am stat cu ea până acum, am văzut să văd trenul. Când erau copiii mei mici, da, copiii acum sunt mari. Când erau mici, tare le respectam și la un moment dat copiii au crescut mari și au spus, mama, știi, din punct de vedere igienic, nu este normal ca să ne pui în ghete, că oricum sunt microbi, mai bine ne dai tu așa. Încercăm, cel puțin ne învățăm pe copii. Da, asta le curăț tot timpul, în fiecare seară. Sigur. Deocamdată nu ne mai trebuie ghetuță acum, că suntem bătrâni, n-avem nepoți, n-avem copii mici. Noi mergem cu ghetele murdare acum. Cine este Sfântul Nicolae? Puteți să vă informați, să aflați mai multe despre el. De ce s-a ajuns la această poveste cu Moș Nicolae? Cum că el aduce în ghetuțe dulciuri, bunătăți? Asta în cazul în care copiii au fost cu minți și au curățat ghetuțele. Mai multe aflați și pe site-ul nostru www.viatansuceava.ro. Și tot acolo vă așteptăm să accesați pentru a afla mai multe despre campania care o facem noi în această lună, în luna decembrie, luna cadourilor, împreună cu cei de la Crucea Roșie, în cazul în care aveți ceva acasă care nu vă trebuiește, vă prisosește, o hăinuță pentru un copil, o jucărioară, chiar o cană, să bea o dată lapte sau ceva de genul acesta. Aduceți-le la sediul Simply Mind, în stație la policlinică, veți vedea acolo și un afiș ca acesta de pe ecran în momentul acesta și chiar dacă e foarte, foarte mică și cănuța și mascota, nu contează, veți face un copil să zâmbească.
pentru Bucovina TV, Viața în Suceava, Steve. Sponsorii emisiunii Viața în Suceava. A venit iarna. Îți dorești mobilă de lux, modernă, din pal sau din lemn masiv? Vrei să fie tapițată cu stofă sau piele? Avem tot ce îți dorești! Alsace Mod SRL vă așteaptă la magazinul Mobila lângă Bucovina, vis-a-vis de finanțe. Alsace Mod SRL vă urează sărbători confortabile și vă așteaptă în magazin cu reduceri și multe surprize. Cauți locul unde poți găsi orice ai nevoie pentru casa ta. E simplu. Saturn îți oferă tot ce îți dorești. De la filtrul pentru cafeaua din fiecare dimineață până la canapeaua de unde vezi serialul tău pe un LCD de 120 de centimetri. Corpuri de iluminat, parchet și covoare. La Saturn le găsești pe toate într-un singur loc. La Saturn e altceva. E confort în casa ta. Tot ce-i nou și tot ce-i bun e doar la Saturn. Saturn Center, strada Cernăuță 113, șosea Oșchei, Scani.